Conversation. Și subiect și conversation thread.
Și eu zic, aici sunt 5 mesaje, aici sunt 2, aici sunt 2. Și mi-arată că l-a scris Alex, după aia eu i-am răspuns. A scris Peter și eu i-am răspuns. Ăsta, eu l-am inițiat, am răspuns două persoane, nu știu cine, și la sfârșit au vorbit și fiicii mele de televizie. Și pot să mă uit doamne de acolo și știu că... Și când fac click, inițial mi-a arată pe toate desfăcute, dacă atunci ai deschid prima dată. Dar dacă, dacă mai scriu o dată, dacă mai scriu, dacă un mesaj, mi-a arată pe primele 5 strânse și pot să le deschid dacă vreau, și mi-a arată doar pe ultimul. Eu pot să am mai interesat doar pe ultimul. Așa. Așa cum am lăsat o sistemuță, sunt foarte ușor de folosit. De exemplu, deschid un e-mail, îmi se pare mie că e interesant. Și pot să-i pun o steluță aici. Și am, dacă vreau să le văd, scrie acolo start, sunt din box, scrie start. Și pot să văd doar mesaje cu steluță, dacă vreau. Aici am niște setări de interfață și aici la settings sunt setări de lui. Căutarea lui, dacă vedeți, acolo e ca să fie căutare. Și în stânga lui se gestică foarte bine în jos. Da, să ce zic aceea îmi deschide căutarea avansată și e foarte, foarte puternic. Pot să-i zic, e un e-mail de la Ionel, trimis acum 5 zile, avea sau un atașament, care tot felul de setări și foarte foarte. Asta, la liberă trebuie să dau bani din dietă, nu știu ce, până când... Au și ei compozit. Nu, dar e acolo la liberă, nu mai am văzut, nu mai am așa.
Ăsta este emailul de la Microsoft. Se cheamă Outlook.com. Deci, știți după Outlook Express sau Outlook Microsoft Outlook? Știți asta? Deci, dacă instalați Windows, da. Windows vine cu Outlook Express. Da. Dacă instalați Office, și e varianta completă a Office, Office vine cu Microsoft Outlook. Dar poți instalezi așa ceva? Da. La niciun punct îmi place mult mai mult decât Gmail-ești. Are design, e ok. Deci dacă ar fi să de la zero, Outlook ar fi ceva de la următoare. Dar Gmail e mult peste. Adică e ok ce au făcut, e mai bun decât Yahoo, e bun decât multe altele, dar e sub Gmail și nu. Au venit târziu, e armat și ceva, e nou pe piață, e simplist, are multe chestii drăguțe, dar nu e peste Gmail și nu. Așa. Lăsa mai aici. Ok. Ăsta este Microsoft Outlook 2003. În general, când am prezentat aici în interfețele de e-mail, am încercat să prezint lucruri cât mai moderne. Dar oamenii, dacă își pun Outlook 2003, e dificil să treacă la 2007, apoi la 2010, apoi la 2013. Deci, trebuie să vă alegeți un
un program de calculator. Și ăla e. Microsoft Outlook. Sau Outlook Express. Outlook Express vine cu Windows-ul. Microsoft Outlook vine cu pachet Office. Sau Mozilla Thunder. Mai aveți și alte opțiuni, dar sunt mai puțin cunoscute. Și aici e o soluție pentru Mac. Și aici sunt, dacă nu mă numește, mai aveți și alte opțiuni. Deci, asta e un program de calculator, da? Asta e o variantă, program de calculator. Și asta e pe internet. Și cele mai populare sunt Yahoo Mail, foarte folosit, și Gmail. A apărut mai nou Outlook.com și mai sunt și altele, dar mai puțin populare. Ce cred că aveți dumneavoastră, o chestie care e cumva a treia variantă, e un web-based, dar e foarte spartan și folosit de niște. Adică, calculator, ordinator,
chistii, ai ordinator, logisier. Ideea e că, pentru că România se știe bine engleză, au prins bine Gmail și Yahoo și Google și servicii care sunt internaționale. Eu am folosit Yahoo Mail mult timp. Când a apărut Gmail, numai Gmail, personal, asta e personal. La job am avut 2 ani de zile, am folosit Thunderbird. Și am mai folosit alții, dar la scolar. Deci, ea Thunderbird e împreună, nu știam că, de fapt, de Thunderbird nu știam. Știam Mozilla. E ca să știe Mozilla, dar nu știe. Thunderbird nu știe nimeni. Deci, e Mozilla Firefox da? Și Mozilla Thunderbird. E aceeași companie. Mozilla produce și Firefox da, și ăsta. După Outlook e al doilea cel mai folosit, dar din ce știu eu, ca program de laborator, din ce știu eu al doilea. E gratuit, e ok. Mie place mai mult decât varianta gratuită a Outlook-ului și varianta plătită trebuie să ai și un laborator. E solicită de resurse. Vă zic în detalii despre ele. Dar ideea e că eu suntem de 2005 numai Gmail și am ceva experiență și cu alții. Vă ia un minut să facem. Bun. Deci, un program de calculator te ajută dacă gestionezi mai multe adrese de e-mail în același timp. E util la partea asta. Și are o viteză. Adică dau un compoz, apare imediat pe asta, dau send, apare excelent de imediat mesaj. Dacă trimit un e-mail prin Gmail sau Yahoo Mail, le pune pe toate la un loc. Deci, dacă am 30 de e-mail-uri, mai greu le pune să le faci toate la o grămadă. În schimb, mă ajută foarte mult la faptul că pot să am mail-uri, deci nu mai am probleme aceste mail-uri. Adică, eu dacă am mail-uri de pe laptopul ăsta și se întâmplă ceva cu laptopul, cu hard disk-ul, dacă nu știu să gestionez foarte bine mail-uri, deci n-am backup și așa, e posibil să pierd toate mail-urile în momentul ăla. E o mică, probabilitatea mult mai mică se întâmplă asta cu Gmail sau cu Apple Mail. Da? Deci, dacă n-am pe internet, acolo sunt mai siguranță decât în laptop. Ah, ok. Se vede în jos. Aici nu se vede mai bine. Bun. Deci, dacă eu citesc toate mail-urile la un singur calculator, da. E mai util să am un... să folosesc Thunderbird sau altul. Deci, e util pe partea asta. Dar dacă vreau să merg în mai multe locații, e mai util să am Gmail sau altul. Vorbirea programului e foarte atât la un altul, dar deschid programul imediat. Dar dacă Gmail are tot felul de căutări, de formatare mail-ul și funcția avansată, o să intru în detalii despre Gmail, dar că trebuie să fie mai ok la vorbire programului. Deci, cu Gmail nu mai gestionez eu mail-urile. Las pe cei de la Google, ocupați cu voi, nu mai am treabă cu voi, voi gestionați toate mail-urile și eu doar să trimit mail și să primesc. Da. Și Gmail funcționează, pur și simplu. Dacă eu fac Outlook sau Thunderbird, e posibil să se întâmple lucruri. Cu laptopul meu, cu conexiunea mea la net, cu, dacă am pe domeniul propriu, contact@olivian.ro, dacă fac adresa asta de e-mail, va trebui să import mail-urile și să nu pice site-uri și să am hosting și tot felul de lucruri care se poate să nu se întâmple tot timpul. Faci site-uri? Da. Mă rog, Gmail funcționează întotdeauna și mai... Am tot felul de colegi kids care sunt interesați poate să-și facă site-uri. Da, o copii mai de departe. Aici să zic. Bun. Vă zic așa.
Cam despre asta va fi prezentarea de azi. Adică, mama folosește acum ei. Și m-a întrebat, ea mi-a zis, măi, nu vrei să spun, nu am spus voi. Nu vrei să spun Gmail. Și ea mi-a zis, nu, că eu citesc 5 mail-uri pe zi și nu mă tranjează și știu bine cum funcționează și l-am făcut să fie și în română și s-au venit cu el. Dar mă ajut, și nici nu vrea să vezi, adică nici n-am vrea să mă luăm la capăt, să învăț altul că e mai util Gmail. Și mai mă tranjează cu ea cu mail și la pe care de aia e ok. Dar Gmail, dacă orice vrei să avansezi, orice chestie cât de cât sofisticată, avansată, mai bună, mai rapidă, mai performantă, ai nevoie de Gmail. Atunci, prezentarea mea de azi e despre lucrurile avansate pe care le puteți face cu Gmail. Unele dintre noi sunt banale, o să intru și în VSP din prezentarea anterioară și din USP. Dar chestiile cu adevărat avansate merită explorate. Ok. Dacă totuși vreți să folosiți altul sau Thunderbird, folosiți adonul sau plugin. Da? Și citiți despre el. Sunt soluții despre el. Nu despre asta e prezentarea mea de azi, dar se poate face și clientul de desktop mai performant. Deci, ai avantajul de a folosi altul sau Thunderbird ați minimale și opțiunea mea este, pentru Gmail are mai multe beneficii. Acum, am vorbit puțin despre altul, despre desktop versus webmail. Și acum o să vorbesc despre webmail care sunt funcțiunile. Yahoo.mail, Outlook.com și Gmail. Dumneavoastră aveți altul, dar eu vorbesc aici despre opțiunile mari. Deci, da, nu am Gmail. Deci, Yahoo. Ideea e că foarte multe este pe Yahoo și pe Yahoo Messenger și eu am nevoie de adresă de Yahoo Messenger pentru a comunica cu tot felul de oameni care nu au pe cât de Yahoo Messenger. Atunci am nevoie de contul respectiv. Dar cam orice aspect din Gmail este mai bun decât Yahoo. Da, Skype-ul e foarte utilizat pe Yahoo? Skype-ul este foarte utilizat în mediul business. Da. N-are legătură cu Yahoo. Îți faci un cont, pui programul calculator, merge și pe telefonul mobil. Și știți cum funcționează. Okay. Și e folosit pentru mediul business. Adică dacă îi spui cuiva că intră pe Yahoo Messenger ca să vorbești cu mine, e mai personală chestia. Dacă îi spui intră pe Skype, e mai profesionist. Bun. Legat de diferența de între Yahoo și Underdog, nu înțeleg. Underdog înseamnă că sunt doi câini care aleargă și unul e la care mai slăbuți, mai pierdiriu, ți-e sigur pierde asta. Și la pornit mai din urmă așa, că era Yahoo, era mare de tot, erau cunoscuți, erau mari. Și Gmail au venit, domnule, hai să dăm ceva mai mult decât Yahoo. Și nu numai l-au dat atunci, dar au reușit să furnizeze aceleași servicii, cum o bine numai și în prezent. Adică, Yahoo Mail de acum e mult mai bun decât Yahoo Mail când a apărut Gmail, în 2005, 2004. Dar când s-a lansat Gmail era... Eu cred că de Gmail nu, cred că de cum, nu știu, cred că acum nu știu, nu știu de Gmail. L-au lansat 3 aprilie 2004. A fost toată lumea supărat pe Google, dar nu a fost pe Google. Au zis, era, Yahoo Mail mi se pare că avea 4 mega, sau 10 sau 25, nu știu, mi se pare 4 mega. Deci tot mail-ul tău avea 4 mega. Și a venit Gmail, domnule, lansăm un e-mail cu 1 giga de 1 aprilie. Și, na, nu am fost dat serios, dar... Na. Și ideea e că Gmail au trebuit să lupte constant, că erau mereu cu 2, și mai recent stau destul de bine într-o anumită audiență. Acum, dacă aveai cont în 2015, acum ei sunt mulți care au păstrat și acum am conturile de atâta. Ca idee, Gmail are destul de o mare bază destul de mare de utilizatori. Bun.
Zice că ei acum mesengeri instalat și când îi vine un mail, apare acolo o casetă. Și îi place acolo, face click, stau din bunit, da. Ieși la mână. Dar când o să vezi din ce genul de lucru, o să vă dați, o să aveți minte, o să vă dați de seama care e gemenea de minte. Iar nu vei, dar nu te apuci, nu... Da. Este contul continuu. Gmail nu e un aștept și mă întâmplă pe partea asta. Și iarăși o chestie absurdă. Dacă am la ei 3000 de e-mail-uri, eu nu pot să le scot din contul lor. Nu am nicio opțiune să le descarc mai de calculator și să le pun în altă dată. La Gmail am opțiunea asta, am multe, multe opțiuni pe care pot să le iau datele de la Gmail și să le pun în altă parte. Să le iau în calculator. Deci nu mai vreau să folosesc Gmail, vreau să folosesc Yahoo. Atunci am descart de la Gmail datele, le pun undeva, pot să le caut pe acolo. După 3-4 ori nu vreau să mai am nevoie, ca să treci când am luat de la Gmail și nu mai sunt acolo. Dar acum m-am învățit captiv acolo, nu pot să le iau datele. Asta e un lucru bun. Deci, are scurtături, are JavaScript, are o parte de funcții avansate și cel mai mare avantaj că e simplu. Dar e inferior Gmail. Asta e altul cu Google. E frumos, e drăguț, simplu, nu știu ce, are scurtături, dar nu e ca Gmail. Acum, de ce ai folosit Gmail? Și acum o să dau niște câteva poze cu funcția de Gmail. Una dintre ele este căutarea avansată. Deci, dacă dau căutarea avansată, pot să caut. Am acolo ori mail, sau doar mail-urile care mi-au venit. Doar deci mail-urile de la cine, da? Deci primul, nu, primul search, ori mail. Da, da. Și pot să fie trimise de mine sau primite de mine, sau care au o poză bună fără, sau label, sau vrea să pun un email. Și mă întreabă, unde vrei să te cauți, da? Apoi, de la cine, către cine. Poate să fie și parțial, adică dacă pot să scriu doar pe numele, sau doar numele, sau doar adresa de e-mail, sau așa. Subiectul integral sau parțial. Aici poate să fie oriunde, poate să fie și, deci dacă scrie has the words, poate să fie from, în to, în subject, în conținut, oriunde. Deci nu mai contează unde e. Aici e, domnule, vreau mail-ul de la Ionel, dar nu are acum ceva, care aș zice cu negație, care nu conțin cuvântul. Mail-urile cu atașament sau fără. Și aici, o să zic, o zi, o săptămână, o lună, de la sau înainte. Deci, one day off înseamnă, eu zic, bă, parcă la pe 15 martie, plus minus o săptămână. Și are o săptămână și spre aici, mar 15. Și dau să și la toate merge cu minus o săptămână de la el. Și pot să combin lucrurile. Și tot un aspect pe care pot să fac la Gmail, este să zicem că Ionel îmi trimite mie tot felul de mail-uri și vreau alea să nu ajungă în inbox. Și pot să completez mail-ul de la Ionel și dau asta, create a filter pe this search. Și mă întreabă, ce vrei să fac cu mail-urile? Să le ștergi, să le activezi. Pot să-i fac să-i răspund automat lui Ionel sau lui oricine, dacă îmi spune în subject ofertă, pot să-i spun, am primit cele dumneavoastră de ofertă, vă răspundem în cel mai scurt timp. Deci pot să am și un autoresponder la faza asta. Poate să activeze, poate să le trimite la spam. Nu, să nu le trimite la spam, să le șteargă, să le marcheze ca citite. A, sunt greu de mine, că mie e plin o grămadă de prostii din asta de reclamă. E felicitat, am că spam așa de mic și nu are, nu știu de pe niște chestii din asta cu pentru pornografică, nu știu cum Dumnezeu a intrat pe așa și câteva se duc în spam, dar nu poate. Deci, ce spuneți aici, este neapărat legat de filtrare. E legat de filtrul anti-spam. Și filtrul anti-spam la Gmail este foarte, foarte bun. E pe cine mai pune filtrul anti-spam din lume. Spun, pe spam nu știu câte mesaje dacă nu le reglește. Acum am mă duc la computer la Maori și nu mă duc de când nu mai merge la telefonă. Și e doar din deșterți. Trebuie să stai acolo o grămadă să tot deșterți. Să vă învăț un aspect. Bun. Deschideți un e-mail, da? Și în loc de poze, e un cotățel. Și scrie undeva, afișează imagine. S-a întâmplat asta? Deci, când deschideți e-mailul să nu aibă imagine afișată,
și să aveți o funcție, afișează imagine. Nu. Îi afișează direct. Da. Ideea e așa. Ce se întâmplă dacă afișează direct imagine? E felul următor. Să zicem că eu sunt un student, da? Și trimit, am o bază de 1 milion de adrese de e-mail și trimit așa în masă. Și o parte din ele dau că nu s-a transmis mail-ul. Ok, dar nu mai primit. O parte din ele dau că s-a transmis mail-ul, dar nu știu dacă l-a citit sau nu. Eu nu le citesc. Nu, nici nu le deschid astea. Bun. Așa, da. Asta e nu trebuie să le citiți sau să le deschideți pe toate. Un singur, dacă l-ați deschis, ele, o parte din e-mail-urile respective, poate să aibă un spațiu pentru imagine. Și spațiul ăla pentru imagine să aibă un cod. Și dumneavoastră, când deschideți mail-ul și dați să afișeze imaginea, persoana care a trimis e-mail-ul știe sigur că dumneavoastră v-ați deschis mail-ul atunci. Și știe clar. Cândescu Popescu și-a deschis mail-ul la data de. Și în momentul ăla o să mă trimită mult mai multe e-mail-uri, că știe că dumneavoastră mă citiți e-mail-ul. Deci o singură e-mail pe care l-ați trimis, dumneavoastră îi faceți o validare în momentul ăla, că dumneavoastră vă citiți mail-ul și ați citit și un mail de aici. Și în momentul ăla o să primiți foarte multe e-mail-uri de genul ăsta. Dacă la început cred că am deschis un zonou, pentru că nu știam ce sunt. Erau niște nume, de tipă, de tipă, nu știu ce. Nu știam cine sunt și am deschis și când am văzut despre ce e vorba, dar atunci am bombardat cu listele. Cât am mai intrat și în spam, da. Da, da, deci și eu cu Gmail e cel mai bine și face spam și oricum nu folosesc sigur. Deci, legat de filtrele acestea, vă ajută, de exemplu, dacă vreți, toate newsletterele să ajungă într-un folder special newsletter. Toate e-mail-urile cu familie să ajungă într-un folder special cu familie. Toate e-mail-urile legate de turism să ajungă într-un folder cu turism. Și tot așa, trebuie să le grupați. Trebuie să faceți filtre. Dacă mail-ul ăsta e de la Ionel sau Gel, că trebuie să vedeți mai multe. Da. From Ionel sau Laura sau George sau Vasile sau nu știu ce. Da. Și le pune pe toate într-un anumit... Astea sunt două filtre de ale mele. Și îmi zice, dacă îmi vine un e-mail de la Groupon, să nu ajungă în inbox, nu mai vreau în inbox, să marcheze ca citit, să-l șteargă și să niciodată să nu mai spune important. Dacă îmi scrie cineva, ăla e un text care apare în orice e-mail care e trimis la mine din website. Și zic, păi este un text important. Să-i pună fondul ăla ca să-l găsesc mai ușor. Niciodată să nu-l trimiți în spam, că asta e mai important pentru mine. Și să-l marchez ca important. Și pot să-i pun. Asta e lista mea mult mai bună. Le-am dat pe primele două. Tot felul de filtre de genul ăsta. Ce se întâmplă cu oamenii care sunt? Asta e un alt aspect al Gmail. Forwardarea de e-mail, trimiterea mai departe. Pot să fac așa. Orice mail care vine mie, să-l trimit automat la o altă adresă. Sau, o să fac un filtru. Dacă vine un e-mail de la cineva, anume, să-l trimit și mai departe. De exemplu, dacă am un Gmail și mie vin pe adresa mea toate ofertele de turism, o să fac un filtru de genul ăsta și să zic, trimite toate mail-urile de la Ionel la adresa acceptare și să rămână și mă întreabă, ce vrei să fac cu copia ta de e-mail? Keep Gmail copy in the inbox, adică păstrează. Sau am și altă opțiune, să șteargă, să arhiveze, să... Aici am niște funcții extinse ale Gmail. Se cheamă Gmail Labs. Și aici vedeți funcțiile pe care le-am ales eu. Vă zic de următoare. Canned responses. Se zice că eu compun un e-mail și tot scriu azi un e-mail, mâine 1, mâine 1 și tot observ că, de exemplu, trimit foarte frecvent adresa mea, adresa mea poștală, că fac comenzi online și trimit la adresa poștală. Eu pun să salvez aici niște răspunsuri standard, predefinite. Și de adresa mea poștală sau am undeva salvată. Și când mă întreabă cineva care e adresa ta, să folosesc unul din punctele astea de aici. Și să... Pentru da.
Și ăsta cu canned responses poate fi folosit și pentru filtre. Pot să zic, când trimite cineva un e-mail, trimite-i răspunsul ăsta automat. Bine, la mine pe telefon oricum nu era un trafic grozav de mare. Undo-send. Asta este pare... Picasso? Picasso Reviewing Mail. Picasso e un... Picasso, Picasso, da, e un serviciu de fotografii al Gmail, al Google. Și am integrare cu Picasso. Și aici am unui față, am integrare cu... Dacă îmi trimite ceva un alt cu Picasso, mi afișează un poze de la sfârșit prin mail. Asta e tot. Ăsta, în schimb, mi se pare foarte, foarte interesant. Să vă explic ce face. Se cheamă Undo-send. Sending, cancel. Și face așa. Eu trimit e-mail-ul și Gmail îmi zice așa, domnule, îți amând trimiterea e-mail-ului cât timp zici tu, cu 10 secunde, cu 20 sau cu 30. Îți amând, nu trimite asta. Și tu ai timp în timpul ăsta să apiși butonul ăsta, cancel. Și atunci se anulează trimiterea e-mail-ului. Adică eu dau punctul. Așa bine, dar la multe ori când ești prea impulsiv și scrii o chestie care nu-ți convine, poți mai și nu să o... Poți să uiți un atașament, poți să scrii ceva la folie, poți să dai send din greșeală. Și ai 30 secunde, sau până am să dau 30 secunde, în care să dai un undo-send. Încă o chestie care îmi place foarte mult. Aici se zice la e-mail-ul. Îți deschizi e-mail-ul, citești, nu știu ce. Și scrii un e-mail, un raport la raportul.com. Și nici nu știi cine e omul ăla, dar doar atâta scrii. Ei, și dacă spui o expresie care se cheamă exact așa la raportiv, poți să vezi în partea dreaptă cine e omul ăla. Și expresia asta de Gmail la raportiv, caută pe Facebook, LinkedIn și alte rețele sociale. Sunt mai multe. Și pe Skype, și pe Twitter, și pe nu știu ce. Caută adresa lui de e-mail pe mai multe rețele sociale și îți afișează acolo poza și cine e omul ăla pe toate rețelele sociale. Și foarte, foarte facil. Ideea e că poți să scrii ceva un e-mail și vezi imediat cu cine vorbești. Sau, din potrivă, scrii tu un e-mail și vezi cum e trimit, dacă atunci ai trimis prima dată un e-mail. Vezi poza, vezi cum e, poți să vezi, dacă vreau, poți să-l adaug de aici pe LinkedIn, poți să-l adaug chiar de aici pe Facebook, chiar de în interfață. Poți să văd rapid profilul. Aici îmi afișează ce a scris pe Twitter, pe Facebook, pe LinkedIn, poți să văd ce am scris pe rețelele astea. Cei care își caută pe cineva pe internet. Nu neapărat. Mie mi-e foarte util. Da. Scriu pur și simplu un e-mail și văd acolo în dreapta. Uite, vorbești cu omul ăsta. Mi-e util să știu cum arată da, un da, care. Da, e și important. Dar nu doar tu să-ți dai seama. De cum arată și de multe chestii. Și poți să te adresezi într-o vezoră. Oricum pot să fac eu să iau adresa lui și să caut pe rețelele astea, să caut după nume. Dar aici am dat direct acolo, dar scriu mail și caut el pentru mine și mă ajută să faciliteze asta. Mai e o extensie care se cheamă Boomerang. Aici scriu Boomerang. Care face așa. O să trimiți e-mail-ul mai târziu, eu scriu acum, dar vreau să se trimită mâine, dimineața la ora 9. Și dau send later. Când trebuie să se trimite? Și mă întreabă și pot să zic exact. Mâine la ora 9 se trimite în jur, sau la 9:10, sau cum vreau eu. Și mai are o chestie foarte interesantă. Boomerang this message. Adică, eu scriu cuiva un e-mail. Să zicem că persoana respectivă nu răspunde în... Uite, zice, două zile. Dacă nu răspunde în două zile, eu nu trebuie să stau cu gândul voi la răspuns, ce fac să țin o minte. Bifez asta. Și dacă nu răspunde două zile, mail-ul mi se întoarce în inbox. Și după aia trimite un e-mail. Hei, ți-am scris un e-mail acum două zile, nu mi-ai răspuns. Știi? Și te ajută foarte mult chestia asta. Că în anumite tipuri de comunicare. Eu extinse pentru Gmail. Send later, trimite mai târziu și cum era răspuns. Send later au și altele astea, cum era e posibil să au alt și alt extensii, nu știu eu. Aici nu se vede absolut deloc. Deci la mine de momentul nu se vede absolut deloc. E un link aici. Aici e
Ideea e că cam astea sunt mai importante scurtături de Gmail. Gmail are foarte, foarte multe scurtături pentru tastatură. Și cu butoanele astea te ajută să vezi, să vezi care scurtăturile astea. Poți să tastezi foarte, să faci operațiuni foarte rapid. Aveți aici o listă, dacă veți folosi Gmail, cu toate scurtăturile importante pentru Gmail. Se poate personaliza. Asta e alegerea mea, culoarea respectivă, dar puteți să vă puneți poze, culori, nu știu ce, se poate personaliza foarte mult. Asta e o parte de securitate. Mi-arată aici, am opțiune, să văd cine a intrat în contul meu de Gmail. Și știu, omul ăsta a intrat cu browserul ăsta și aici mi-arată, mi se pare nu. Dacă fac clipa de detalii undeva pe aici, pot să văd inclusiv dată despre omul ăla, IP-ul și după aia să află alte lucruri. Deci, dacă vorbesc, îmi citește cineva e-mail, pot să verific, să văd cine exact a intrat pe contul de e-mail și să fac probă. Și eu, dacă ați dat cu partea să începe lucrurile astea, știe să-și dea seama dacă este în asta sau are cineva. Încă opțiune care aici mai fac pescată. O să dau compost să scriu un e-mail. Și pot să trimit mail la alte persoane. Aici n-am lăsat lista completă, dar pot să trimit aia adresa mea. Și pot să zic, pot să trimit mail-ul ca Ionela@ionel.ro și tot felul de alte adrese de aici. Adică pot să am un singur adresă de Gmail, o singură adresă de Gmail, dar să trimit mail-ul ca mai multe opțiuni. Eu trebuie să am acces la conturile astea, adică nu pot să scriu că trimit ca George Bush și anul mai alfa.com.go. Nu pot să trimit. Dar pot să trimit ca, dacă am acces la un alt cont, pot să trimit chiar din Gmail, ca și cum aș trimite din alte adrese. Și alte adrese cu rom și am mai multe adrese. Și eu folosesc o singură adresă, dar trimit mail-ul ca și cum aș folosi mai mult. Asta e o chestie utilă. E cu Da. Vreau să stau. Autentificarea de 2 pași. Adică, dată îmi cere username și parola, după aceea mai trimite un cod pe telefonul mobil, în care eu trebuie să-i scriu SMS-ul pe care l-am primit. Opțiunea asta e utilă dacă cineva va află e-mail și parola, nu poate folosi dacă nu are acces la telefonul mobil. Da? Și opțiunea asta crește securitatea contului meu de Gmail. Deci aici am scris sub numele și parola și ne cer și SMS. Și fără SMS nu mă lasă intră. Da, asta ce cookies, ce înseamnă, știu ce înseamnă cookies, că și greșe, dar nu știu ce, dar în imagine computerul înseamnă ceva? Da. Deci nu știu că e cookies ce... Deci, dumneavoastră cum vă conectați la un site? Da. Dumneavoastră primiți niște date, poze, text, cum arată site-ul? Dar când vă logați în site, în momentul în care v-ați logat pe site, el vă pasează un cookie în calculator care știe, omul ăsta s-a logat. Și dumneavoastră, uneori, trebuie să închideți browserul, să-l mai deschideți odată, și când deschideți a doua oară Gmail sau Yahoo, el citește cookie-ul ăla și vede, a, omul ăsta s-a logat deja. Păi lasă-l logat. Când vă delogați, șterge cookie-ul ăla. Asta se întâmplă atunci. Cookie-ul e un mic fișier care e plasat în calculatorul meu și care stochează date. De exemplu, o să intru pe un site și să... De exemplu, intru pe un site de cumpărături și filtrarea este după nume. Dar eu vreau filtrarea după preț. Și dau filtrarea după preț. Și peste o lună, intru din nou pe site-ul ăla. E, dar n-am cookie activate, se poate salva setarea asta. Cum s-ar vrea să am un cookie în care scrie cum am făcut căutarea, și dată peste o lună îmi ține minte și caută exact atunci. Și ce zice aici Gmail? Măi, eu găsesc niște cookie-uri de calculator, le-ai activate?
Că dacă nu e activat, o să poți intra în Gmail. Asta îmi spune el acum. Că trebuie să am cookie activate ca să intru în Gmail. Uneori se întâmplă că mi se umplă hard disk-ul, nu mai am loc pe hard disk. Și atunci nu mai are loc să pună să scrie cookie în calculator. Și dacă nu are loc să scrie cookie, nu poți să intru în Gmail, în nu știu ce. Și oamenii nu înțeleg. Când zice, n-am cookie activat. Păi și ce înseamnă asta? Înseamnă că n-am putut să scrie cookie. De ce n-am putut să scrie cookie? Că nu mai am loc pe hard disk. Da, dar măcar să înțelegeți da, ce știu. Da, nu știam ce, ce înseamnă cookie-ul. O limba calculatoare. Bun. De ce îmi place mie în cine? Îmi place pentru căutarea avansată. Pentru că pot să filtrez, pot să am să văd doar mereu de atașamente, doar cineva, are tot felul de filtrare. Pot să stabilesc că atunci când vine un e-mail la o anumită persoană să ajungă într-un folder. Așa. Uite să vă zic de backup. Eu am făcut o setare. Toate e-mail-urile care vin în Gmail sunt forwardate către alte 4 adrese de e-mail. De ce fac chestia asta? Mă asigur în felul ăsta că dacă pierd acces la contul meu de Gmail sau pățește ceva cu contul meu de Gmail, eu am mail-urile și în altă parte. Chestia asta nu pot face la mulți alți furnizori. Nu prea permite, permit furnizorii de internet chestia asta. De furnizorii de internet. Bine, mă ajută. La mail-urile mele sau poate și în alte părți. Iar, v-am arătat cu... Pot să văd ce s-a logat. V-am arătat că pot să mă identific cu two-factor authentication. Mă ajută securitatea. Iar, dacă folosesc Gmail, arăt că sunt un pic mai profi. Decât dacă am adresă de Yahoo Mail. Yahoo Mail e preferată mai profesionist. Dacă nu-mi place Gmail, pot să folosesc Outlook. Adică chiar dacă adresa mea e ionela@gmail.com, eu pot să folosesc Outlook ca să folosesc Gmail, ca să citesc Gmail. Deci există și opțiunea să citești Gmail în Outlook sau în Thunderbird. Spațiul de stocare este 15 GB. Are filtre anti-spam foarte, foarte bune. M-a zis de funcție banare numită, mi se pare foarte ok. Să vă zic un aspect care ar fi bine să vedeți dacă vreți să faceți adrese. Să zicem că am adresa asta, ionela@gmail.com. În momentul ăsta, când am ionela@gmail.com, mi s-au activat automat următoarele adrese. i.onela@gmail.com 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 Deci pot să pun un punct sau două sau trei sau câte puncte vreau eu, oriunde doresc. La ce mi-e utilă chestia asta? Să zicem că fac un cont pe o site și scriu adresa mea de e-mail, ionela@gmail.com, da? Și în un moment dat fac o prostie cu contul ăla, nu știu de dezactivează și trebuie să-mi fac anticon din nou. Acum nu mai pot să scriu tot ionel, deja am un cont acolo și nu mai știu parola, am o problemă, nu știu, am o problemă și nu mai pot loga. E, pun undeva un punct și aia numai, de obicei, majoritatea site-urilor nu sunt suficient de deștepte încât să-și dea seama că ionela@gmail.com și i.onela@gmail.com e aceeași adresă. Majoritatea nu fac diferența. Majoritatea văd, nu știu să-și dea seama că aia e o singură adresă. Aia, de fapt, e o singură adresă de e-mail. Facebook, de exemplu, nu te lasă. Facebook, dacă pui puncte și așa, el știe că asta e o singură adresă de e-mail. Dar alții care nu știu, alte site-uri care nu știu de chestia asta, îți permit să poți să ai 30 de conturi. Deci i.o.o. și pui punctul ăla unde vrei și în momentul ăla mai e o adresă cu care poți să-ți faci alt cont. Și te ajută. Sau iarăși, poți să puneți, puteți să puneți punctul undeva și adresa aia vreau să o folosim doar pentru newsletter. Și puteți să faceți un filtru. Toate e-mail-urile care vin cu i.o.o. să ajungă într-un folder cu newslettere. Și cu adresa cu punct, abonat unul la newsletter și provin toate furnizurile acolo. Și scăpați puțin de, de bătaie de cap. Sau puneți punctul înainte de L, dacă îți mai urme cu turismul. Și toate mail-urile care se ione cu L, ajung în fondul cu turismul. Iarăși, că e facil. Dacă punctele nu vă sunt suficiente, puteți să puneți după Ionel plus, după plus puteți să scrieți ce vreți. Adică, Ionel cu Popescu, @gmail.com. Ionel cu e-mail, @gmail.com. Ionel cu mesaj, @gmail.com. Orice variantă. Ionel plus, scriu ce vreau, @gmail.com. Și mail-ul nu ajută la mine. Dacă nici asta nu mai e suficient, puteți spune Ionel @googlemail.com.
om. Există, în afară de Gmail, există Google, la asta mea și Gmail. Și am și adresa asta. Deci, când aveți adresa asta, aveți toate variantele cu punct, aveți toate variantele cu plus, aveți și asta cu Google, și le puteți și combina. Poate să fie adresă cu punct, ar un Google. Aveți foarte multe adrese în momentul. Și mi se pare că este foarte ok, că poți să creezi la timp adrese. Pun de un punct și am adresă nouă. Pun plus, am adresă nouă. Pun la un Google Mail.com, am adresă nouă. Și am foarte multe adrese în același timp. Și toate mail-urile vin aici. Sunt foarte multe lucruri care poți face rapid. C, J, R, apici, sunt multe scurtături, e foarte rapid și foarte simplu să folosești Gmail rapid. Da? Cu scurtături. Am încredere că Gmail, pentru că vine de la Google, e un serviciu care o să fie valabil și peste 30 de ani. Funcția de forwardare. E foarte utilă când fac backup la mail și că pot să trimit mail-urile la altă persoană. Da? Toate mail-urile care vin cu anumită temă sunt fie trimise în altă parte. Dacă aș vrea, aș putea să sincronizam mail-urile cu altul, nu doresc asta. V-am zis de la Proactiv, de la care ți-a dat poza în partea dreaptă. Da, da, da. Bun, mergam cu mail-urile înapoi. Aici am pot să trimit mail-uri la alte persoane. Gmail Labs, ăla cu Andrew Send. Da, da, da. Autentificare. Da. Aici am văzut atât de... Hai să văzut de contacte. Dacă eu scriu un e-mail unei persoane, Gmail adaugă automat adresa persoanei în contact. Și data viitoare că scriu, dacă scriu Ionela la un schiacu.com, data viitoare scriu Ion și mi-arată, mă ajută să completez. Pot să completez. E, dacă eu știu azi, noi, să zicem că scriu la 10 Ionel. El mi-arată urmea descrescătoare a folosirii. Adică mi-arată în timp de ce care am vorbit cel mai mult, după aia cu al doilea și tot așa. Gmail salvează contactele astea undeva. Dar dă două liste. Odată îmi zice, uite, astea sunt toate contactele care ai vorbit vreodată, lista completă. Și mai aici o listă, lista cu care ai vorbit cel mai mult. Și mă ajută, uite, dacă vreau să dau cuiva, sau dacă am nevoie de lista cu contactul care vorbesc, am și lista care chiar vorbesc mult, și am și listă cu toate contactele mele. Și mi-e utilă facilitatea asta. Hai să vă zic de primul aspect, că mi se pare important. Deci, m-am arătat cu... Eu când mă loghez cu username și parolă, îmi cere SMS. Da. Dar asta nu am la contul meu principal. Ideea e așa. La mine acasă eu nu fac la probleme pe cineva poate să afle username și parolă. Am antivirus, sunt destul de sigur că lucrurile sunt ok la mine acasă. Dar mă duc la cineva la un calculator și acolo pot să întâmple tot felul de lucruri. Și acolo am nevoie de SMS-ul ăsta. Dar ideea e că eu n-am la contul principal, nu mi-am pus SMS, că n-am folosesc acasă. Și atunci am făcut în felul următor. L-am mai creat în Gmail. L-am protejat cu username, parolă și SMS. Altă parolă decât la contul principal. Da. Și când, ca să mă loghez la el, îmi cere username-ul, parola și îmi trimit un SMS. M-am logat. Și odată logat în contul ăla, am opțiunea să văd și celălalt cont. Nu pot să fac mai schimbări în el, dar pot să intru în el și să-mi trimit mail-ul, să le primesc, pot să fac lucrurile de bază. Și atunci când merg undeva, mă loghez în un cont secundar de-al meu, primesc SMS-ul, și ca să intru în contul principal, folosesc funcția de care zic acolo. Adică, eu m-am logat într-un Gmail și după, de fapt am acces la altul unul Gmail și, mă rog, e chestie un pic complicată. Da, da, nu înțeleg cum funcționează. Bun. Așa... Asta, da, v-am mai zis chestiuțe. Se pare o chestiuțe și da. Cum fac eu? Deci, caut avansat destul de frecvent, atașamente, from, to, ce. Am mai multe filtre active. Îmi fac backup la conturile mele. Dacă am nevoie de un
cont de e-mail pentru un proiect, îi fac un cont separat, îl folosesc și după ce nu am nevoie, nu mai am treabă cu el. Am filtru anti-spam și să mulțumim de ele. De ea. Folosesc referenția cu punct și plus. Plus cutăturile cele mai importante. Și am send mail as. Ok. Ok. Și am comprat de toți. Așa. Hai să vedem de pe acolo. Dacă îi mergeți la un calculator, da. Și vreți, ce vreau să folosiți? Intre Explorer, Firefox, Chrome, Opera? Chrome. Folosiți Facebook? Folosiți Facebook? Da. Nu mai pot pe laptopul să zicem, să zicem că intrați la noastră calculator, folosiți Facebook, și vine de la urmă la asta. Și intrați și cineva persoana respectivă vrea să intre pe Facebook. Trebuie să vă delogați, intră persoana, se deloghează, vă logați la loc. Alternativa la toți pașii ăștia este, noastră folosiți Facebook cu bunvăriță în sesiunea noastră și aveți o opțiune care se cheamă Private Browsing, care mai multe denumiri, în Chrome se cheamă Incognito. Și deschideți o fereastră nouă de Chrome, care se cheamă Incognito, pe linkul respectiv o să găsiți detalii despre. Deschideți o fereastră nouă de Chrome, care se cheamă Incognito, și intrați pe Facebook. E, în fereastra asta Incognito, noastră nu mai sunteți logată. Și persoana care vine la noastră în vizită se poate loga. Și mai mult, se poate loga pe Facebook, pe Gmail, pe Apple, unde dorește ea, ea nu e logată nicăieri. Când a închis fereastra asta, nu se salvează nimic. Ce a vizitat, ce a descărcat în calculator, unde s-a logat. Nu se salvează nimic. Când a închis fereastra, e delogat automat din toate conturile. Nu se salvează nicio opțiune din cele pe care a folosit ea. Și e foarte utilă funcția de tip Incognito sau Private Browsing, dacă mai multe persoane folosesc același calculator și vrea să folosească doar temporal. Deschide un Incognito, își verifică link-ul, i-a închis Incognito, nu mai logat. Și pentru asta nu este utilă la facilitatea asta. Da, salut. Emoji? Da. Sunt niște emoticoane ca așa le-au numit cei de la Gmail, din Emoji. Sunt emoticoane. Emoticoane știți ce sunt. Emoticoane știți ce sunt. Două puncte, paranteză. Știți asta? Da, știu. De multe bani, alea se cheamă multe bani. Aveau cei de la Microsoft, la un moment dat, cei de la Microsoft aveau niște emoticoane pe care foloseau ei. Și, doar au zis, doamne, nu vreau să folosească orice pe lumea asta, emoticoanele noastre. Nu, stai. Așa nu mai sunt la Gmail, cum e, nu-i termenul ăsta. Sunt la ajutat, așa, japonez, așa. Da. Cred că e japonez. Deci, în general, dacă eu fac o poză pe internet, e protejată. Eu nu trebuie să spun că e protejată de copyright. E protejată în mod standard. Dacă eu nu dau voie în mod implicit, nu explicit, dacă dau voie să explic clar că dau voie să fac poza, n-ai voie să vei. Emoticoanele sunt niște grafice așa mici, cu zâmbete, cu nu știu ce, și au făcut ceva. Microsoft au depus ei ceva efort ca să fac niște emoticoane mai drăguțe. Le-au făcut și au zis, nu le-am făcut emoticoanele astea, dar emoticoanele poți să faci mai multe feluri, pe o față zâmbitoare poți să faci în multe feluri. Și Microsoft au zis, domnule, noi vrem să punem copyright. Și o parte din presa a preluat știrea asta, ceva de genul, Microsoft vrea să patenteze emoticonul și nu o să mai aveți voie să folosiți în comunicarea pe e-mail și Messenger și Facebook, nu o să mai aveți voie să folosiți emoticoane fără să vă dea Microsoft voie. Și bineînțeles că nu era asta sensul inițial al știrii, dar presa a vrut, Microsoft vrea să patenteze emoticoanele ăștia, nu sunt cei de aminte, uite ce au făcut. Și eu era o chestie greșită, dar ca idee despre emoticoane, în momentul am întâmplat prin acest.
merge pe mai multe browsere. Și nu mai vedeți reclame. Pe Chrome există. Eu folosesc Chrome, mi se pare un browser foarte bun. Și pe Adblock îmi ascund orice reclamă. Nu mai avem nicio reclamă pe internet. Și iPhone ce? E o temă. Foarte clar. Dacă vedeți, este bifat acolo. E un conjurat în Gmail. Gmail poate să arate mai multe feluri. Și mi-a plăcut culoarea respectivă. Mm. Se vede că se poate și în casă. Ia vedeți de la un timp. Nu am văzut în vreți. E foarte calmă și nu mă deranjează. Nu mă distrage. Eu pun în semnătură ambele numele de telefon și atât, asta e toată semnătura, numele și telefoanele. Și să vă zic un aspect. Să zicem, uite, aș primi la să zicem 30 de mii, da? Răspundeți, ce faceți cu cele 30 de mii după ce ați zis? Deci, când ați răspuns, ce faceți cu ele? Nu, ce despre? Despre. Să vă zic cum... Dar depinde. Într-adevăr, sunt cele care le trebuie păstrate, mai ales importante care, nu știu, la un moment dat pot să se proceseze și n-au ceva și trebuie să le ai acolo, nu trebuie arhiva. Bun. Ce recomandă Gmail? Asta a fost filozofia lor. La început era acum mail și mergea, funcționa numai cu spre dumneavoastră. Ștergi majoritatea mail-ului dacă e ceva important, îl păstrezi. Când au venit cei de la Gmail, au zis așa. Dom'le, noi vă dăm un giga spațiu. Nu vă mai indicăm să ștergeți mail-urile, nu puteți să le ștergeți, dar nu vă mai sugerăm să faceți asta. Noi vă punem un buton mare acolo, arhivează. Ideea e că Gmail are niște funcții de filtrare și de căutare foarte avansate. Și te ajută dacă țineți minte persoana care v-a trimis e-mail-ul și mai țineți minte un cuvânt sau două din e-mail, găsiți foarte, foarte rapid un e-mail de la o anumită persoană. Și pe chestia asta, eu nu știu că aproape niciodată niciun e-mail. Mă mai marchez ca spam, nu mai nu știu ce, dar în principiu nu șterg mail-urile. Am foarte multe mail-uri și fără căutare nu mă pot descurca, dar cu căutarea îmi rezolv foarte rapid. Și pe același principiu, încerc, nu iese întotdeauna, încerc să ajung la inbox 0. Inbox 0 ce înseamnă? N-am niciun mail în tot e-mail-ul, dar ele sunt arhivate, pot să le caut. Și atunci, deschid mail-ul, citesc, răspund dacă e de răspuns, salvez un calculator pe sunturile care trebuie salvate, șterg sau marchez ca spam dacă sunt demarcat sau spam, și dacă nu pot să-l prelucrez atunci că e un task și nu pot să-l fac pe loc, salvez undeva în calculator și nu marchez ca task. Dar, în general, încerc să prelucrez orice e-mail, să nu rămână în inbox, și să le pun în calculator, și în calculator să le prelucrez în altă formă. Și mail-ul meu să fie cât mai curat, să-l aduc întotdeauna la zero și să știu exact. Asta, dar nu șterse, ci activate și ulterior să folosesc între recultat. Vă zic ca idee. E un principiu care se cheamă inbox zero. E o idee. Să duci toate mail-urile la inbox zero, dar e toate activate și task-urile ți le salvezi în calculator, nu pe e-mail. Deci e-mail să nu rămână pentru task-uri. Dacă totuși ai dori să folosesc e-mail-ul pentru task-uri, eu are o opțiune de genul ăsta. Poți să faci din listă de e-mail-uri, să-ți alegi anumite e-mail-uri și să le faci task-uri, să-ți rămână task-uri. Deci, să ai și lista de e-mail-uri, dar să ai undeva o listă cu sarcini de făcut. Pornind de la e-mail-urile respective, să ai niște sarcini de făcut. Și este o opțiune pentru chestia. Da, asta e bine pentru dorit și pentru... Da. Dar dacă practic, tot ce era pe el, dispare. Puteți...
face această spergere în două feluri. Odată puteți formata tot discul și atunci sperge tot. O altă metodă este să vă salvați înainte, nu doar fotografii, ci multe lucruri. Puteți să vă salvați inclusiv preferințele de Word. Mie Word-ul făcut. Puteți să, dacă Firefox, de exemplu, dacă folosiți Firefox, poate fi salvat programul în sine, cu toate setările. Nu numai poze, toate documentele puteți să le salvați. Dacă aveți parole, trebuie să multe lucruri care pot fi salvate înainte de. Ce fac eu de obicei este fac o arhivă cu fotele de pe calculator principal, de pe discul C, fac o arhivă, scriu arhiva pe DVD, formatez și după aceea pun arhiva la loc. Și dacă am nevoie de un fișier, pot să recuperez de acolo. Deci nu v-aș recomanda. Da, se pot fi salvat. Bun. Și aici e opinia mea pentru care oamenii, când aleg clienții de e-mail, iau decizii greșite. Și vă spun motivația mea. Deci, de multe ori procesul de decizie pentru un client de e-mail e prima zi, primele două zile, primele trei zile. Și atunci vin toate noi peste tine, că Gmail are, nu prea recomand să șterge, poți să archivezi e-mail. Gmail lucrează mail-urile conversații. E destul de fix, adică label-ul în stânga și mail-urile în dreapta. Are niște chestii care sunt fixe. Și în primele zile nu o să ai nevoie nici de filtrare, nici de forwardare, nici de căutare avansată. Și atunci, primul instinct o să fie mă... De ce nu schimba asta? Adică e dacă nu folosești toată funcție. Da. Oamenii nu înțeleg că are tot felul de chestii avansate. Văd niște lucruri care îi deranjează. Și prima instinct este, nu, Gmail nu-mi place, nu știu ce. Și funcțiile avansate nu îți apar în prima și a doua zi. Dacă o să ai nevoie de ele și dacă știi ce poate face Gmail, la un dare vin chiar indispensabile. Dar nu sunt la primul aspect. Și atunci, soluția este să treceți peste de primele zile. Și cel puțin să fiți conștient că are niște funcții avansate și să știți despre ele. Nu se pare interesant ce vreau să fie pe tine și ușor să te contactez să instalezi și mine ce o pe să vedem ce program. Da. Mai am o prezentare. Bine.